Activitățile dedicate Asociației Internaționale a Polițiștilor au fost diverse. Ei și-au adus familiile la întâlnire, iar fiecare și-a scos în evidență talentul. Copiii au lansat cărți și au expus picturi. IPA este Servopera Micheco, Servicii prin Prietenie, și ca și scop IPA are promovarea activităților cultural-artistice și alegătorilor de prietenie. Am fost invitată de Asociația IPA Medin să expun aici astăzi și mă bucur foarte mult pentru asta. Pictez de vreo 2 ani, să zic așa. Îmi place foarte mult. Timpul liber este ocupat în special de pictură. Pasiunea de cărți o am de la bunicul meu și îmi place să scriu poezii de mic. Ai lansat cărți până acum sau este pentru prima dată? E pentru prima dată când lansez o carte. Invitați la activitatea Asociației Internaționale a Polițiștilor Mehedinți au fost și omologii din Serbia. Au semnat împreună un protocol de colaborare. Reprezentanții administrației publice locale nu au lipsit nici ei de la întâlnirea polițiștilor. Fiecare întâlnire cu colegi români este ceva important pentru mine. Deosebit este important ziua asta când suntem invitați de colegii de la IPA Mehedinți, cu care avem colaborare în urmă mulți ani, suntem prieteni, suntem colegi și mă bucur că suntem astăzi împreună cu dumnealor. Ne bucură că sunt și prieteni din Serbia, ne bucură că sunt din țară și noi le urăm succes, de aceea am și venit aici, să arătăm că și conducerea instituției noastre este în continuare alături de dânsii, facem parte din același minister și hotărât trebuie să lucrăm împreună. Pentru că întâlnirea IPA a stat sub semnul prieteniei, iar scopul acesteia este tocmai întărirea relațiilor de prietenie între polițiști, militarii în rezervă au fost și ei prezenți printre participanți. Sper că și noua conducere, care promite, o să ducă pe mai departe tradiția ca drobeta Tunsevene Regiona, unul Mehedinți, să fie în elită în continuare. Asociația Internațională a Polițiștilor este o organizație profesională non-profit care numără în județul nostru aproximativ 300 de membri.